probabil o reparat mai bine. Ce lângă cine? Supă, rasol, salată? Ajunge și pentru invitați? Cum să nu? Așteptați pe cineva? Pe generalul care ne-a vizitat săptămâna trecută. Generalul ne-a vizitat acum o jumătate de an. Dacă dumneavoastră cu fidelă și vă trebuie să vă vadă. Odată ce trage să moară, are nevoie de liniște. Trebuie să se reculeagă. Să nu-i spui că m-a întors. Lasă-l să doarmă. Nu doarme, Jenny. Are dureri insuportabile. De ce s-o poate surveni dintr-o clipă în alta? Vâjâie în urechi. Mă scutură frigurile. Am febră. Pune una pe frunte. Uite aici. Sunteți pur și simplu extenuat, doamne. Ai dreptate, ai dreptate. Atâta mai lipsește să mă îmbolnăvesc. Și dacă ne mai vin și oaspeți? Cine să ne vină, că nu ne calcă nimeni bradul? Dar nu fi obraznică, tu, Anto. Ce oră e? Tocmai ai bătut 6. Ea avea 6 și s-a făcut în plăie. Nici nu miroase a primăvară. Ceață, vânt, ploi. Suntem în aprilie și parcă fi în toiulie. Aș putea să știu unde te duci? La bucătărie. Mai stai, nu mai stai. Nu e nicio gravă. Ce mă fac eu dacă nu-mi vine? Nu ești dispusă să-mi ții companie în noaptea asta? Hai, îți promit în schimb un cadou frumos. O rochie de seară. Ce să fac cu ea? Seara obosit și vreau să dorm. Nu e un capriciu, crede-mă. Trebuie să am pe cineva cu care să schimb o vorbă. Înțelegi? Sunt singură și am niște insomnii rebele. E timpul să luați masa. Să mai așteptăm. Poate vine cineva? Ce bijuterie aveam, doamne. Niște perle enorme. Roze și negre. Cadouri lui Maharaja. Să vă servesc totuși ceva. Mai târziu, mai târziu. Voi lua masa împreună cu invitați. Așteptați degeaba. Nimeni nu o să mai vină. Mă duc să pregătesc masa.